Cei doi studenți din Israel reținuți zilele trecute în timp ce ar fi încercat să dea mită unui anchetator sub acoperire au primit mandate de arestare la domiciliu pe un termen de 30 de zile. Decizia a fost luată de judecătoria Chișinău. Tinerii sunt cercetați penal pentru corupere active și trafic de influență. De asemenea, cei doi sunt suspectați că ar fi membri ai unei grupări specializate în trafic de droguri. Potrivit ofițerilor SIS și procurorilor MIT, ar fi urmat să ajungă la persoane cu funcții de răspundere din Bir Biroul Migrației și Azil, dar și la alți angajați din instituțiile implicate în documentarea cazului studenților străini. Tinerii respectivi aveau asupra lor suma de 2600 de euro. Unul dintre ei riscă până la 12 ani de închisoare, iar al doilea până la 7 ani. Amintim că mai mulți cetățeni ai Israelului aflați la studii în Chișinău sunt suspectați că făceau parte dintr-o grupare specializată în comercializarea ilicită a drogurilor.